cancerul se declanșează în momentul în care celulele din corpul nostru încep să se reproducă haotic, formând celule noi anormale. Astfel de celule duc la rândul lor la apariția unor formațiuni cunoscute sub numele de tumori. Dacă celulele din tumori nu se pot răspândi în organism, tumora este una benignă. Ea nu este canceroasă și poate fi înlăturată cu ușurință. Însă dacă celulele sunt capabile să invadeze țesuturile și organele sănătoase, ori dacă se răspândesc prin sistemul limfatic sau cel sanguin, ducând la dezvoltarea altor tumori, atunci tumora este canceroasă sau malignă, iar în lipsa unui tratament prompt ea duce la moartea pacientului. Fiecare celulă din corpul nostru conține ADN, ADN care la rândul său conține codul nostru genetic și care oferă instrucțiunile pentru acțiunile fiecărei celule în parte. Dacă acest ADN este afectat, celulele din organismul nostru încep să acționeze haotic. Este un fapt cunoscut, acela că mutațiile, adică deteriorarea ADN-ului, au loc cu regularitate în organismul oricărei persoane. Dar de cele mai multe ori, celulele recunosc astfel de mutații, reparând ADN-ul sau, mai simplu, autodistrugându-se. Însă există și cazuri când mutațiile afectează tocmai acest mecanism de autoapărare, iar celulele afectate nu se mai autodistrug. În schimb, ele încep să urmeze instrucțiuni anormale, reproducându-se și dând naștere din ce în ce mai multor celule mutante. Acesta este momentul în care apare cancerul malign. Tratamentul bolnavului de cancer este extrem de costisitor și trebuie făcut pe toate planurile, sufletesc, psihoemoțional și fizic. Din fericire, dacă se poate spune așa, natura ne ajută și în astfel de cazuri. Este bine cunoscut că descoperit la timp, cancerul poate fi tratat cu medicație naturistă, în cadrul căreia terapia cu uleiuri esențiale ce au menirea de a ridica vibrația bolnavului pe toate cele trei planuri este pe primul loc. Însă cu cât este descoperit mai târziu, cu atât mai costisitor este tratamentul. De aceea trebuie să prevenim cât mai din timp posibil. Cum? Făcându-ne analizele anual, pentru a ști în permanență cu exactitate care este starea noastră de sănătate, mâncând sănătos, renunțând la alcool și la fumat, având un comportament neagresiv față de cei din jur și mai ales respingând abuzurile emoționale la care suntem supuși. Așa cum vă spuneam și altă dată, în păstrarea sănătății noastre, atitudinea este cea care contează cel mai mult.